îi faceți dans? De plăcere, fac de 4 ani. La fel și eu. De unde ați auzit de Galactic Dance? De la liceu, de la prietenul. Eu de pe Facebook, era o postare și am zis că de ce nu. Ce v-a determinat să participați la balul maturității? Ideea de bal vienez și ideea care constă în cele trei dansuri, vals lent, vals vienez și tango, care sunt cele trei dansuri de societate pe care le întâlnim aproape la orice nuntă, majorat, tot. De cât timp dansați? De câteva luni. Și eu la fel, de câteva luni. Vă place? Ce anume? Da, consider a fi un mod plăcut de a-mi petrece timpul liber. E constructiv, e artistic și mai ales fiindcă am multă energie, mi-e mai ușor cu mișcare mai amplă de la dans, de exemplu. Și de ce nu calculatoare sau ceva gadgeturi? De ce anume dans? Destul și din calculatoare. Mai trebuie să ieși eu de acolo un pic. Eu fac dans de plăcere. Am venit mai mult pentru poziția corpului și mi-a plăcut foarte mult prima lecție și am continuat. Te ajută să-ți corectezi ținuta? Da, foarte mult. De când am venit prima dată, chiar am stat mai dreapta. De fapt, i-a plăcut de mine și a rămas. Cât de mult contează ca profesorii să fie mai liberi? Depinde strict de ce trebuie făcut. Consider că uneori este necesar o mână mai fermă care să ne conducă, în cazul unor coreografii mai dificile. Însă stilul lor lejer e destul de adecvat pentru ce facem noi. Nu suntem profesioniști în ce zi. Sunt în colaborare cu Teatrul Municipal de aproximativ un an și jumătate. Și fac parte din trupa de balet de la secția de revistă și am fost în două spectacole, De pe net adunate și Înapoi la lume date și Țiganiada. Pentru mine dansul este cel mai important lucru, pentru că el mă formează. El îmi ocupă timpul liber, să zic așa, și îmi dă în fiecare zi, nu știu, un motiv să merg mai departe. Cariera mea în lumea dansului a început în momentul în care aveam 6 ani și am început să frecventez niște cursuri de dans sportiv care au existat în Baia Mare. Erau niște antrenori din Sighetul Marmației care organizau niște cursuri de dans în Baia Mare. Ulterior, mămica mea s-a îndrăgostit foarte tare de acest sport și a decis să facă un club de dans, al cărui antrenor am reușit să devin după aceea. 5, 6, 7 și... Hai! Mi se pare că dansul este cea mai frumoasă formă de exprimare și de foarte multe ori atunci când nu reușești să te exprimi prin cuvinte, reușești prin dans. Sunt foarte mulți oameni care se regăsesc în dans, care reușesc să se exprime prin dans și găsesc oarecum o alinare în acest lucru. Pasă-l jos! Balul maturității a apărut în Baia Mare pentru că noi ne-am dorit foarte mult o finalitate a proiectului Educație prin dans și bune maniere. Acest proiect este de fapt un proiect european dedicat tuturor tinerilor băimăreni care timp de 3 luni au ocazia să învețe în cadrul acestui proiect pașii de bază a principalelor dansuri de salon și anume vals lent, vals vienez și tango. Mi s-a părut un lucru deosebit, o oportunitate deosebită pentru tinerii băimăreni și am vrut ca ceea ce învață aici în sala de dans să fie prezentat și publicului băimărean. Alege să fie unic. Alege Galactic Dance. Aha.